Fermierii și transportatorii au protestat în toată țara, tirurile au ieșit pe străzi, au blocat traficul și au venit spre capitală. Șoferii sunt nemulțumiți de taxe, dar și de prețul combustibilului. Și mergem chiar acum. Vedem imaginile care deja rulează pe ecran. Protest asemănător cu cel din Germania, doamnelor și domnilor, asta au vrut să facă românii. Uitați-vă chiar acum în imagini, vorbim despre un protest spontan al transportatorilor, al tiriștilor. Practic au ieșit cu camioanele în stradă, au blocat drumurile naționale. Nemulțumirile stau în felul următor. Plata, prețul motorinei a crescut. RCA-ul plătim de la 150 de milioane în sus pe an și vedeți și dumneavoastră. Plus, uitați-vă la drumul la care circulăm acum, nu? Plătim pe zi 54 de lei, rovinetă. Muncim numai pentru stat, pentru taxe și impozite. Atât.